Vă salut, prieteni! Vă spun bun găsit la un nou documentar și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Astăzi reiau o temă pe care v-am mai prezentat-o, dar de data aceasta informațiile pe care vi le aduc la cunoștință ne vor ajuta să ne facem o idee despre ce înseamnă cu adevărat noua ordine mondială. Vom vedea cum a apărut această teorie sau conspirație, cum vreți să îi spuneți. Mulți oameni cred că lumea este astăzi așa cum este, pentru că aceasta este direcția pe care a ales-o umanitatea pentru a se dezvolta. De fapt, drumul ne-a fost stabilit de câțiva, cu mult timp înainte, pentru profit. Mulți vorbesc despre conspirații precum Watergate, Iran contra, Rezerva Federală a Statelor Unite, criza financiară, francmasoneria, Consiliul pentru Relații Externe, Comisia Trilaterală sau extraterestrii cenușii, dar puțini cunosc adevărul pentru a și le putea explica. În general, oamenii preiau informații de la alții și pe măsură ce informațiile se scurg pe diferite canale, ele tind să devină din ce în ce mai deformate, asta datorită subiectivismului celor care le dau mai departe. De aceea este bine să ne formăm convingerile pe baza faptelor și a raționamentului propriu și nu a speculațiilor. Acum 10.000 de ani, omenirea avea mai multe cunoștințe științifice și spirituale decât avem noi astăzi, cu tot progresul de care ne mândrim. Biblioteca din Alexandria le deținea pe toate și a fost arsă din temelii. Esenienii erau o sectă gnostică, adică păstrătorii cunoașterii, care a existat acum 2000 de ani. Acest grup, ca și altele în timpurile străvechi, practica o religie naturală, în care soarele era considerat simbolul vieții. Anticii credeau că atunci când soarele își oferea energia, dădea viață pentru oameni, iar fiul său, lumina lumii, era salvatorul lor etern, pentru că se ridica la cer. În concepția lor, în lume exista o luptă permanentă între lumină și întuneric. Când soarele apunea și totul se scufunda în beznă, fenomenul era numit Set sau Satan, pentru că prin natura lui, omul se teme de întuneric. Iar când soarele apărea la orizont sau horizon, era numit Horus, tradus mai târziu prin Isus, adică Salvatorul. Pornind de la acest concept, au fost puse bazele creștinismului timpuriu. Esenienii, ca și alte societăți secrete ale timpului, au alcătuit preoțimea primei biserici, un centru al cunoașterii, ale cărui idei erau încifrate în texte religioase. Cu timpul, simbolurile lor și-au pierdut înțelesul, ele rămânând cunoscute doar inițiaților. În esență, acești preoți dețineau cunoașterea energiilor arhetipale, care leagă spiritul de materie. Aceste energii au fost exprimate în geometria asiro-babiloniană, preluată mai târziu de greci și de evrei sub numele de geometrie sacră. Termenul ocult înseamnă ascuns. Acești preoți au confiscat cunoașterea, au ascuns-o și au făcut-o să apară ca ceva rău, funest, astfel încât să poată controla oamenii mai ușor. Așa a luat ființă prima breaslă a zidarilor în piatră, așa numiți masoni, care au făcut posibilă construirea marilor piramide și a altor monumente și a căror tehnică rămâne inexplicabilă până astăzi. Dacă toată lumea ar fi știut cum se înalță o piramidă, aceasta n-ar fi fost mai uimitoare decât casa unui simplu țăran, iar masonii care construiau castele și catedrale pe tot cuprinsul Europei ar fi ieșit în mare pierdere. Prin urmare, așa s-au pus bazele capitalismului timpuriu. Plantele sacre, precum cannabisul sau anumite ciuperci, au fost folosite ritualic de către liderii spirituali ai multor societăți timpurii, pentru a induce anumită stare de conștiință viitorilor lideri, războinicilor sau celor care trebuiau să îndeplinească anumite sarcini. Aceasta era o formă de control mental natural, în sensul învățării de a-ți controla propria minte.
Dar în afară de această utilizare în sens pozitiv, mai exista una, cea a cultelor ucigașe, în care membrii erau pregătiți pentru a ucide la comandă, prin ingerarea anumitor substanțe precum hașișul. Aceștia se numeau hașișini sau asasini și erau victimele unui control mental manipulativ, în sensul că sub influența halucinogenelor, subiecții erau instruiți să ucidă în numele lui Dumnezeu sau al lui Allah. Ordinul asasinilor, precum și o societate numită Ordinul Doamnei din Sion, au apărut cam în același timp, în jurul anului 1090 era noastră. Apoi, Ordinul Doamnei din Sion s-a transformat în Doamna noastră din Sion, Notre Dame de Sion. Și din acest ordin au făcut parte 5 din cei 9 fondatori ai Ordinului Cavalerilor Templieri. Templierii și asasinii aveau filozofii asemănătoare și interese comune. Desfășurau cam aceleași afaceri și purtau lupte permanente. Templierii făcuseră jurământ de sărăcie, dar în același timp adunau averi uriașe pentru biserică, spuneau ei, dar în realitate pentru ei înșiși. Ei sunt cei care au finanțat cruciadele și alte războaie religioase sângeroase. Și tot ei au fost primii care au înființat bănci în Ierusalim. Acestea erau băncile templelor, care uneori erau atacate și aurul era furat. Această stare de lucruri i-a determinat pe templieri să-și placeze aurul în mai multe locuri, ca să nu le fie furat tot dintr-o dată. De aici a răsărit ideea unei bănci centrale, cu filiale locale, ceea ce a devenit mai târziu un model bancar în Europa și America. Cavalerii templieri au devenit mai cunoscuți lumii abia în secolul al XIV-lea, când au fost demascați și exilați în 1307 de către regele Filip al IV-lea al Franței, îndatorat până peste cap templierilor. Liderul lor, Jacques de Molay, a fost ars pe rug ca eretic, iar o bună parte din averea ordinului a încăput pe mâna regelui, cu care acesta a finanțat Ordinul Cavalerilor Ospitalieri, devenit ulterior Ordinul Cavalerilor de Malta. Există dovezi care atestă faptul că în următoarele două secole, templierii și-au continuat activitatea, sub numele de rozicrucieni. Dar aceasta are mai puțină importanță. Relevant este faptul că aceste ordine și societăți secrete au derivat unul dintr-altul și, prin natura informațiilor pe care le posedă, toate sunt masonice. Aceleași societăți secrete și aceleași familii europene, înrudite genetic, controlează lumea și astăzi. Ca să înțelegem mai bine ce fac, să aruncăm o privire asupra ideilor și filozofiei lor. Unul dintre motourile lor este Ordo ab Chao, ordine din haos. Ce înseamnă asta? Mai întâi ei creează haosul și apoi propun soluția, ordinea. Totul în secret, din spatele scenei, pentru a controla situația creată. Francmasoneria este împărțită în mai multe secțiuni, care împreună alcătuiesc ierarhia puterii. Ocazional, grupurile masonice se opun unele altora în dezbaterile publice, prin agențiile pe care le controlează, dar în spatele scenei sunt unite. Primele loji masonice au apărut sub acest nume în Anglia, în anii 1600, și până la sfârșitul secolului s-au răspândit în aproape toată Europa, inclusiv în Germania, Franța și coloniile continentului american. Unul dintre scopurile avute în vedere a fost crearea unui forum al elitelor, care să se întâlnească și să discute aspecte politice și sociale, fără teama persecuțiilor religioase. În Roma, masonii și-au dat seama că nu pot conduce lumea de unii singuri și că au nevoie de consensul mai multor națiuni, adică de un regat unit al națiunilor. Simbolul fascismului este un mănunchi de bețe legate împreună cu un topor sau o bardă. El reprezintă un consens al puterii sau puterile axei.
Acest simbol apare astăzi pe steagul Senatului American și a existat pe reversul monedei de 10 cenți, aflată în circulație între anii 1916 și 1945. Deși anterior au existat mai multe societăți ai căror membrii își spuneau iluminați, abia pe 1 mai 1776, profesorul Adam Weishaupt a alcătuit o societate secretă numită Illuminati, care avea ca unic scop controlul în secret asupra lumii. În privința uneltirii și manipulării, Weishaupt a fost un adevărat maestru. Era un profesor respectat la Universitatea din Ingolstadt, landul Bavaria, și avea multe relații în învățământ. Era mason, dar în același timp era și preot iezuit. S-a informat intens și s-a hotărât să-și înființeze propria societate secretă. El a pus în practică un proces de inițiere și diseminare a puterii similar structurii unei piramide, în care un singur individ sau un mic grup aflat la vârf știa ce se întâmplă, în timp ce cei aflați pe treptele inferioare știau din ce în ce mai puțin, nemai vorbind de faptul că habar nu aveau cine-i controla. Ocupanții celor mai de sus trepte au propus controlul lumii printr-un guvern unic, mondial, spunând că îl pot institui prin convertirea masonilor existenți la conceptul de iluminism. Weishaupt le-a vorbit de utopia, societatea perfectă, care ar putea fi stabilită pe pământ dacă toți ar conlucra pentru realizarea acestui plan. Fiind liberi cugetători, ei au propus abolirea religiilor, a guvernelor, a claselor sociale, a dreptului de a ține proprietăți și chiar de a-și crește copiii. Deviza lor era scopul scuză mijloacele, aceasta însemnând că orice ar presupune atingerea acestui țel ar trebui făcut fără ezitare. În 3 ani de la înființare, Ordinul Iluminaților avea peste 3.000 de membri, care activau în mai multe loji. După alți câțiva ani, printr-o împrejurare nefericită, au fost descoperiți și exilați din Bavaria, iar documentele lor confiscate. Acestea au fost expuse la British Museum, unde se află și astăzi. Dar iluminații au continuat și continuă să existe și în prezent, membrii lor având controlul multor instituții, printre care și al celor de presă. Prin acestea, din urmă, ei răspândesc informații false, blamează religii, guverne și monarhii, promovează anarhia și instigă la revoltă. Se folosesc de mase ca de o pârghie pentru a înlocui conducătorii de state cu marionete pe care le pot controla din spatele scenei. A existat un grup de iluminați numiți columbieni, organizați în facțiunea columbiană a iluminaților, care a ajuns în America de foarte timpuriu. Pe documentele confiscate în Bavaria se poate vedea că simbolul societăților iluminaților era o piramidă cu un ochi în vârf, așa cum apare și astăzi pe spatele bancnotei de un dolar. Simbolul pentru CBS, Columbia Broadcasting System, este ochiul atotvăzător. Capitala Statelor Unite se află în districtul Columbia. Există de asemenea Universitatea Columbia, Columbia Pictures și naveta spațială Columbia. Cele două Americi au căpătat numele de Lumea Nouă, odată cu Columb, deși nu el a fost primul care a ajuns acolo. Exista deja o colonie înființată cu 20 de ani înainte de sosirea lui. În estul Americii de Nord există un teritoriu care se numește New England, Noua Anglie, și acolo s-au stabilit primele colonii. Părinții fondatori au fost masoni și mulți președinți americani sunt rude de sânge cu membrii ai caselor regale europene. Când masonii de rit York au venit în America, ei s-au stabilit tot pe coasta de est, numind localitatea în formare New York, Noul York. Apoi au construit The Empire State, statul Imperiu. În New York există Statuia Libertății, cadou din partea Franței, care ține în mâna dreaptă torța masonică a iluminării.
Cele mai înalte grade în francmasonerie sunt 32 și 33. Pe spatele bancnotei de un dolar, pe marele sigiliu al Statelor Unite sunt 32 de pene pe aripa dreapta vulturului și 33 pe cea stângă. Sub piramidă se poate citi expresia în latină Novus Ordo Seclorum, însemnând noua ordine mondială. Aceasta a apărut prima oară pe bancnota de un dolar în 1933 și există acolo și astăzi. Expresia corectă în latină este Novus Ordo Seculorum, din care iluminatii francmasoni au eliminat o literă pentru a obține exact 17 litere, în sistemul lor de numerologie, 17 fiind numărul nemuririi. Karl Marx și Friedrich Engels au fost urmașii demni ai lui Weishaupt. Cele 10 puncte ale manifestului lor, care au definit comunismul, sunt aproape identice cu țelurile iluminaților. 1. Abolirea proprietății private asupra pământului. 2. Taxe ridicate și progresive asupra venitului. 3. Desființarea dreptului de moștenire. 4. Confiscarea proprietății tuturor emigranților și ale celor care sunt împotriva regimului. 5. Monopolul statului asupra creditului printr-o bancă centrală de stat. 6. Centralizarea tuturor mijloacelor de transport în mâinile statului. 7. Sporirea numărului fabricilor de stat și a uneltelor de producție. 8. Obligativitatea muncii pentru toți. 9. Îmbinarea agriculturii cu industria, având ca scop înlăturarea treptată a diferențelor dintre stat și oraș și relocarea populației. Și 10. Învățământ public obligatoriu și gratuit pentru toți copiii, îmbinarea teoriei cu practica. Manifestul comunist a apărut în anul 1848, iar comunismul, ca formă de o rânduire socială, a luat ființă în Rusia, la începutul secolului 20, ca urmare a Revoluției Bolșevice. În secolul al XVIII-lea, două familii americane, Russell și Pierpont, au fondat mai multe instituții de învățământ, între care universitățile Yale, fondată în 1701, și Princeton, în 1756. În anul 1832, generalul William Huntington, Russell și Alfonso Taft, bunicul lui William Howard Taft, fost președinte al Statelor Unite, au creat la Yale o societate secretă, numită Skull and Bones, craniu și oase, sau Frăția Morții. În același timp, Samuel Russell, care era cumnatul generalului Huntington, a fondat Russell & Co., cel mai mare sindicat de contrabandă cu opiu din lume la acea vreme. Asta le-a adus o avere de milioane. Cei mai importanți absolvenți și membrii Skull & Bones au studiat filozofia și alte materii în Germania, unde predau mulți profesori iluminați. Ulterior, această societate secretă a devenit de neconcurat în privința influenței asupra politicii americane. Prescott Bush, tatălui George Bush senior, a fost inițiat și a absolvit la Yale în 1917. Atât el, cât și alții membrii Skull & Bones au fost directorii de bănci. Aceste bănci, alături de Guaranty Trust și Union Banking Corp, erau controlate de Skull & Bones și au fost cele mai importante entități care au ajutat la construirea Uniunii Sovietice prin contracte miniere și de infrastructură. Mai mult, aceleași bănci au fost direct responsabile de finanțarea lui Hitler prin filialele lor din Germania. Scopul pentru care au fost stârnite cele două războaie mondiale a fost crearea nevoii de pace, astfel încât aceasta să ducă la crearea Ligii Națiunilor și ulterior a Organizației Națiunilor Unite ca soluție de stabilire a păcii între națiuni. Un organism mondial cu un tribunal mondial și o poliție mondială care să tempereze națiunile și să concentreze puterea în mâinile câtorva oameni. Dacă privim lucrurile din perspectivă istorică, până în prezent, ONU a implementat sau este pe cale să implementeze toate punctele din manifestul lui Adam Weishaupt,
când George Bush a pornit războiul din Golful Persic, a declarat Semeț că nu are nevoie de aprobarea Congresului, pentru că are mandat ONU. Apoi, nu cu mult timp în urmă, ONU a emis Declarația Drepturilor Copilului, care stipulează că este dreptul copilului să fie vaccinat, când, de fapt, vaccinarea face mai mult rău decât bine, iar părintele nu are dreptul să se opună. Părinții care încalcă drepturile copilului sunt acuzați de abuz și statul le poate lua copilul. Asta nu înseamnă altceva decât un transfer de putere, statul fiind mult mai în măsură să crească copiii. Dar între timp, Organizația Națiunilor Unite a adus pe lume și proprii copii. Aceștia se numesc Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, FMI. În Elveția există o clădire enormă, divizată în trei părți. Aici este cartierul general al Națiunilor Unite și al Băncii Mondiale, a treia parte constituind sediul central al francmasoneriei. Una dintre cele mai puternice influențe ale masoneriei britanice în America s-a manifestat în domeniul bancar. Magnatul și politicianul Cecil Rhodes și-a făcut avere exploatând minele de diamante din Africa de Sud. La moartea sa, în 1902, a lăsat prin testament mai multe milioane de dolari, cu dorința expresă de a fi folosiți la crearea de societăți secrete, pentru a asigura conducerea anglosaxonă în noua ordine mondială și recaptarea Statelor Unite de către Anglia prin crearea unei bănci centrale în America. De asemenea, Cecil Rhodes a creat Bursa Rhodes la Oxford, Bill Clinton numărându-se printre beneficiarii acesteia. La vremea respectivă, în Europa, familia Rothschild era clanul cel mai puternic din domeniul bancar. Paul Warburg, un agent al lor, împreună cu câțiva membri Skull & Bones, au fost instrumentele lor în crearea, în 1913, a sistemului rezervei federale în Statele Unite ale Americii, despre care cei mai mulți americani mai cred și astăzi că este banca centrală a statului. Cum funcționează rezerva federală? În primul rând, tipărește Federal Reserve Bank Note, adică dolarii. Guvernul american nu are acest drept. Apoi, Fed îi dă guvernului în schimbul unor obligațiuni sau polițe de împrumut, pe care Fed le folosește ca garanție. Obligațiunile sunt ținute de cele 12 filiale ale băncii Fed, care încasează anual dobânda, iar muntele datoriilor crește constant. În 1982, Ministerul de Finanțe american făcea publică suma de 1070 de miliarde de dolari, pentru care Fed a încasat de la contribuabilul american 115 miliarde 800 de milioane de dolari dobândă. Această sumă enormă s-a scurs în buzunarele bancherilor particulari ai Federal Reserve. În anul 1992, ei dețineau obligațiuni în valoare de 5 trilioane de dolari, iar pe acești bancheri nu-i costă decât vopseaua, hârtia și tipăritul dolarilor. Deținătorii acțiunilor băncii Federal Reserve sunt băncile Rothschild din Paris și Londra, banca Lazard Brothers din Paris, Israel Moses Safe Bank din Italia, băncile Warburg din Amsterdam și Hamburg, banca Lehman din New York, banca Cannon Loeb din New York, banca Chase Manhattan, tot din New York, și banca Goldman Sachs, de asemenea din New York. Practic, prin Federal Reserve, aceste bănci împrumută banii guvernului american, iar dobânda o suportă contribuabilul plătind impozite. Aceasta este cea mai mare tâlhărie din istoria Statelor Unite și trece în continuare aproape neobservată de cetățeanul american. Prin obligațiunile pe care le posedă, Federal Reserve are drept de zălog pe întreaga avere a Americii de Nord. Toate încercările de a anula legea care a făcut posibilă existența acestei bănci au dat greș. S-a încercat prin instanțe judecătorești, dar s-a decis că cetățeanul american nu poate cere acești bani înapoi, deoarece Fed nu este o instituție de stat, ci o structură particulară.
Până acum, 9 state americane au intentat fără succes acțiune judecătorească pentru anularea concesiunii acestei bănci, pe motiv că este anticonstituțională. Charles August Lindbergh, membru al Congresului American între anii 1907 și 1917 și tatăl celebrului aviator Charles Lindbergh Jr., a fost primul care a numit Federal Reserve Bank guvernul invizibil. Președintele Andrew Jackson a afirmat că bancherii Fed sunt un cuib de vipere și chiar a intenționat să-i expulzeze din America. El a mai spus că dacă poporul ar înțelege nivelul nedreptății sistemului bancar, a doua zi ar începe o revoluție. Președintele Thomas Jefferson a declarat de asemenea că, citez, dacă poporul american va permite vreodată băncilor private să controleze emiterea monedei lor, mai întâi prin inflație și apoi prin deflație, băncile și corporațiile care cresc în jurul lor vor deposeda oamenii de toate proprietățile lor, până când copiii lor vor fi aruncați în stradă, pe continentul pe care părinții lor l-au cucerit. Președintele Abraham Lincoln, care s-a împotrivit înființării unei bănci centrale de către un grup de banchieri privați, a fost asasinat din acest motiv, iar președintele Garfield a fost la rândul său împușcat, la scurt timp după ce a declarat că, citez, cine va controla emiterea de monedă, va controla activitățile tuturor oamenilor. În 1963, președintele Robert Kennedy a emis un ordin executiv pentru tipărirea a 450 de miliarde de dolari americani nepurtători de dobândă. La scurt timp după aceasta, a fost asasinat și de îndată ce succesorul lui Lyndon Johnson a fost confirmat în funcție, primul lucru pe care l-a făcut acesta a fost să suspende ordinul executiv al lui Kennedy și tipărirea de monedă. Baronul Nathan Meyer de Rothschild este cel care a rostit fraza rămasă celebră: dați-mi controlul banilor unei națiuni și nu-mi pasă cine îi face legile. Dar poate că cel mai important de reținut este faptul că toate aceste mari familii, Rockefeller, Rothschild, J.P. Morgan, etc., nu au fost și nu sunt nici astăzi principala putere financiară a lumii. Ei sunt doar niște agenți foarte bine plătiți, oamenii de fațadă care apar în public. Adevărații arhitecți ai lumii în care suntem nevoiți să trăim rămân în continuare în umbră, implementându-și programul de control total cu răbdare și tenacitate. Dacă vor reuși sau nu, asta vom vedea. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de mine. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și până data viitoare vă doresc numai bine. Pe curând!